În momentul în care sunteți binevenit la noi și nu e primul, sunteți cel care ne urmăriți și bă, am început să, să cred că și trăiți fenomenul din aproape în aproape, vedeți ce înseamnă lupta asta acerbă pentru a fi cel mai bun. Astăzi este, dacă vreți, poate singurul mobil care ne, ne susține în ceea ce facem. Nu, nu e partea materială, nu e partea, dacă vreți, de interes. Este pur și simplu de a face un lucru de nivel de excelență ce n-am mai făcut până acum. Poate păi asta nu cred că mai trebuie să comentăm. Aceste campionate mondiale din Oregon, din Statele Unite, au însemnat pentru noi un punct, să zic așa, în ascensiunea secției de atletism. Din cei 12 participanți uh, care și-au luat baremurile pentru campionatele mondiale de la Portland, uh, doi făceau parte din această... și cu antrenorul 3, uh, făceau parte din acest grup care reprezenta România și de mulți ani uh, trăiau seceta performații înalte la aceste campionate mondiale de sală și afară, bineînțeles. Suntem într-un an olimpic foarte dificil, într-un an în care există o campanie fantastică împotriva dopingului. Vedeți, echipa Rusiei nu mai este primită la Olimpiadă decât într -un, în cazuri excepționale cu control anti-doping la, la Londra. Se pare că și alții au fost avertizați, dacă nu chiar scoși din competiție, iar noi acum veneam cu valul de primăvară de tinerețe, cu care de 8 ani de zile, 6-7, încercăm să-i aducem exact în, uh, acest, uh, în această poziție de a merge la Olimpiada. A devenit un obiectiv, uh, dacă înainte erau medaliile, acum este calificarea la Jocurile Olimpice, care a devenit o, o, cum să zic, o, o treaptă uh, mult mai grea și mai dificilă. Faptul că noi avem uh, 5, 5 care încercăm să urcăm un avionul de Rio de Janeiro numai de la atletism, și asta spune enorm de mult, uh, la o secție care am început-o în anul 2009 preluată, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, cu două obiective, în anul, în ciclu olimpic Londra, am avut un sportiv la Olimpiadă, o nu am avut niciodată sportiv la Olimpiadă la atletism și să mai acum de la 1 la în al doilea ciclu să -ți propui să mergi cu 5 nici la Olimpiadă, nu, exist, nu există întâmplare. Noi nu avem seniori. Uh, noi nu avem dublă legitimare cu seniori, Noi nu luăm copii juniori ca să-i facem seniori. Noi luăm copii să-i facem juniori și să-i ducem până la uh, ceea ce e mai greu, acolo unde e aerul atât de tare la Jocurile Olimpice. De-a lungul timpului, numai în această perioadă de două cicluri, am adunat peste 50 de medalii la competițiile internaționale, pentru că e singurul criteriu de a evalua. Internul e așa cum e. Internaționalul îți dă, dacă vreți, galoanele că ești de un, mă rog, de, un, de o anumită cotă recunoscută în întreaga lume. Ce s-a întâmplat acum la Portland, să nu exagerăm, este un campionat mondial. Gândul ne poartă în luna uh, iunie la campionatele europene de la Amsterdam, o altă confirmare. Când e un singur sportiv, zici că primăvara nu se face cu o floare. Că sunt cinci, spui, uh, că ceva nu se întâmplă bine acolo. De altfel ar trebui ca toată țara să înțeleagă... Acolo, adică la Onești. La Onești. Toată țara să înțeleagă un lucru esențial. Că nu cu o floare se face primăvara. Iar noi am adus primăvară în atletismul românesc cu rezultatele ultimele, ca să le zic așa, cele 17 titluri de campion național la diferite categorii de vârstă de la senior până la terci, și în total aproape 50 de medalii, ne apropiem acum și le vom face, avem 47 până acum, în acest sezon indoor, Urmează sezonul un aer liber în care ne dorim, la fel de, de mult, să facem cele 80 de medalii care ne-am propus. Deci una peste alta ar însemna să mai facem, să depășim orice cifră de, de hai să spun, un record la orice secție de atletism din toată existența atletismului românesc, de old time, ca să zic așa, n-a mai existat așa ceva. Și să iei titlul la senior cu juniori. Este un lucru că lumea încă nu înțelege. Răi voitorii sunt negri. Și în cerul gurii, și pe față, n-au înțeles nimic din ce, de eforturile noastre, în condițiile în care ne rugăm să facem un stadion, să avem un stadion al nostru, în care o țară întreagă e uluită de ce se întâmplă la, la Onești. Noi nu vrem să facem, cum să zic eu, mult zgomot, pentru că pare lipsă de modestie. De data asta nu mai e vorba de modestie. Când tu vii în primii din lume, când tu vii cu atâția la Olimpiadă, de o, cu o secție, dar gândiți-vă că în spate e secția de calcare care a avut două recorduri europene în cursul săptămânii trecute, care a, a făcut o depășire de, de performanță cu un copil de mare viitor cu 16 kg, adică rata de progres este nu remarcabilă. I, uh, am înțeles că nu mai putem uh, Să ne situăm uh, La nivelul național Nivelul național nu mai reprezintă un criteriu pentru acest club Este Ștacheta uh, s-a urcat la internațional Lumea nu ne cunoaște Am, am vrea să ne cunoască uh, Ei sunt au în loturi acum Dar au plecat copii care cu gheoțeanul de grădiniță Și iată acum unde au ajuns uh, să nominalizăm uh, uh, Această, această panțuroiu, Un copil netalentat, care n-a fost primit nici măcar la liceu sportiv, că nu lua baremurile, a reușit în decurs de șapte ani de când cu noi, șase ani, mergem pe al șaptelea, să facă niște realizări. Asta înseamnă copil de caracter, asta înseamnă o antrenoare de înalt nivel, serioasă și muncitoare. Nu uitați că ea are în spate medalii de argint la Rieti, vicecampioană europeană, vicecampioană mondială Uh, 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 europeană de tineri la Tallinn, are în spate, cum a urcat, a treptat, de la niște cifre care nu re reprezentau mare lucru, la titlul de campioană de seniori, de tineret la lungime, la triplu, face garduri, deci un copil co sportiv complet, A terminat liceul cu note extraordinar de mari, uh, a intrat la facultate la fel, a rămas la noi, face fără frecvența și eu și o studentă foarte bună. Uh, este, dacă vreți, un rezultat a caracterului celor doi din clubul antrenor sportiv. Lângă ea este o altă mare atletă care încă mai deține recordul mondial la juniori, vorbesc de, de Lavic Mirela, care, a cărui antrenoare este de asemenea o personalitate marcantă a atletismului românesc, care din greu, în sărăcia asta de Moldova, cum spun unii, a reușit să obțină tit patru titluri de campion mondial și de europeni, e, europeni, a ajuns la Londra și a avut cea mai bună comportare la Olimpiadă, iar acum trecând printr niște clipe grele, un model de a susține un sportiv atunci când nu lucrurile sunt așa de, de, de reușite, uh, am fost cu ea la spital, uh, am plecat cu ea de la Pitești îngândurat, uh, am reușit să o readucem Acolo unde uh, e, uh, sunt posibilitățile ei, uh, să ia o medalie de bronz la mondiale. Gândiți-vă bine când spun bronz la mondiale: când n-am mai luat bronz la mondiale de uh, niște decenii, ca să nu vorbesc mai mult, uh, satisfacțiile sunt atât de, de, de mari că aseară lacrimile ne dădeau, uh, ne dădeau la toți, telefoanele zbârnăiau din toată țara. Voi sunteți. Cei mai norocoși din via în viața asta, poate s-ar putea să avem și relații divine, nu știu, și cu al de sus, și cu cei de jos, care nu ne ajută, ne ambiționează, ne îndrăgesc, dacă vreți. Ăștia de jos, așa, au, au lupte politice acum, nu au timp de noi. Probabil că nu o să aibă timp de noi, nu o să mai avem noi timp de ei. Ce n-au înțeles uh, deci Nu vă sună nimeni de la primăria din dar da, nu, Noi nu facem parte din, uh, din arsenalul vieții de zi cu zi. Noi de suntem arsene. cineva da. undeva la periferia, uh, mă rog, sunt cinci stadioane care arată uh, că ca, uh, numai bune de adus voile de Paște acum la Păscut. Uh, să nu îți dorești să faci ceva care să, să te remarci toată țara. Păi dacă noi am, am avea stadionul. Pus la punct cu toate, dacă n-ar fi cu sutele aici, hotelurile pline. Ei nu înțeleg că merg și afacerile, și uh, chestiile, uh, problema turismului, și problema imaginii unor orașe. E legată uh, cu lanțuri, dacă vreți, de, de acest fenomen. Nu ai, uh, știu, eu, e adevărat, un oraș de pensionar, pe care uh, o să-i respectăm și o să-i iubim, poate pentru ei facem tot, să simtă mândri acum la, la, în pragul atâtor necazuri pe care, pe care le suportă, să simtă că cineva le vrea continuitatea, le vrea, cum să zic eu, să nu le întineze amintirea, să le împrospăteze memoria vis-a-vis -vis de ce a fost și ce vrem să fie onești. Acum revenim la ale noastre, dacă Directorul a fost acum la un concurs, de, a arbitrat la, concurs, la meciul cu Spania de gimnastică, unde a stat și a cocoloșit-o pe cealaltă zarzu care uh, va merge la, la, calificările de la Rio întâi și pormă uh, să dea Dumnezeu să meargă. A progresat, e un copil extraordinar, o altă candidată la Olimpiadă și Pare că așa va fi. Să nu mai vorbim de uh, acești cartelofii care au înțeles că nu ne mai convine medaliile la naționale. Alea nu mai... Panțorul care lua medalii nu, în ziar nu scrie nimic la, la Bacău. Că scrie de doi care au luat medalii echipurile la, la judo uh, de la Bacău, de la sport club. Uh, nu știu ce uh, asociație mai au acolo. Noi noi, știm, mă, la pe, noi și noi am la medalii, dar la noastră nu, nu se pune. Vreau să să pune, da. Gândiți-vă că fiecare secție a intrat în jocul ăsta a rezultatelor internaționale. România nu mai poate duce și România nu mai poate vorbi la nivel național. Debatem că ca chiorii la meciuri de-astea între două echipe și așa mai departe, cluburi. Asta nu, nu fac decât rău. Dacă vrem performanță, trebuie să o facem la nivel internațional, și atunci România își va reveni în concertul internațional și olimpic. revenind, gândiți-vă că au fost campionate naționale de juniori. Când ai șapte campioni la, la, la junior 2 și ei 11 medalii, când uh, toți sunt mai mici de vârsta, uh, când și-au făcut paremurile pentru mondial, eu nu vreau să înșir aici, că vedeți acum, aștept internaționalul, Nu merg la campionatul mondial de juniori. 11 merg la campionatul uh, european de juniori Pleacă la Roma 6 La campionatul european de seniori Eu vorbesc numai de secția asta, asta Dacă o luăm așa în Europa Suntem de departe uh, Dacă vreți Cea mai puternică secție din Europa Că spun unii că băi vrăjeală Nu e nicio vrăjeală, e un adevăr da. Și vă mai spun încă un lucru Cu un stadion aici uh, atragem și pe alții să vină Noi acum ne, uh, vrem să facem un contract Cu un club din Turcia Care și-a făcut o bază sportivă extraordinară cu un club din Polonia și cu un club din Italia. Acești copii să-i scoatem din bârlogul ăsta, să-i ducem să se confrunte cu, să facă sagii de pregătire și de acolo împreună să facem un triunghiular la noi, cu ocazia asta îi aducem la noi, noi mergem la ei, dar nu mergem în excursie. Mergem acolo unde, cum e Polonia la aruncări, cum e Polonia la atletism în general, cum e Italia la atletism, cum e Turcia, adică ne căutăm partenerii care, din care să și învățăm. Turcia, de exemplu, are la, la Mersin unde încercăm să facem contractul cu ei, au 11 antrenori străini cumpărați care le, le asigură viitorul. Noi avem nevoie de acest, această primeline, de un... acest dacă vreți, duși continuu în care să ne spălăm, cum să zic eu, să ne alimentăm, să ne curățăm de rele și să ne adunăm în jurul ideii de, 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 de internațional. Sunt copii extraordinari. Cine crede că, crede că sportul românesc a murit să înșeală? Să înșeală pentru că sunt niște oameni care au ajuns de la pasiune la lehamete pentru că nimeni, exact ce se întâmplă cu primăria deci de, cum să spun, dragostea și ura stau la, la, la cotitură, dragostea la noastră nu ură, imediat uh, 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 pasiunea nebunia aia frumoasă a oamenilor uh, creată prin competență și dăruire, și ce, lehamete imediat, nu mă ajuți, nu mă susții, nu-mi dai un ban pentru ce am făcut, nu pentru ce nu fac că la noi se plătește ce nu faci nu ce faci de-aia am avut și cu, acum 20 de minute de venit am vorbit cu, cu, doamna comandant Lipă și ne-a felicitat și am spus, Uțo, crezi în noi, dacă vrei să te bazezi pe, pe un viitor, crezi în ăștia care fac treabă, dar ajută-i. Ajută-i pentru că dacă nici pe ăștia nu-i ajuți, Rehame te, paște la 2 la, la doi metri și te abia te, te încață. Exact ca la poarta raiului, care nu, pac dincolo. Uh, vreau să vă mai spun că uh, sunt copii de mare viitor. Uh, noi avem deja o metecnă. de la juniori la seniori. E un uh, drum extraordinar de greu. Și ca o să știu, nesusținerea materială. Că nici un copil care nu-i dai nici, gândiți-vă uh, că nu, nu ne-a dat pentru titlurile de campion național nici un leu. Păi atunci, de ce să mai au, campion, să fiu campion al României, când tu nu-i nu dai nimic, lui la care e cu 37, nu-i dai nimic. Nimic și nimic, de ce să nu facem, să nu stăm toți degeaba? Nu vezi că nu mai este niciun stimul? A venit unul și a tăiat premierele, care erau de 20 de ani. Cum, domnule, pentru titlul de campion național nu-i dai nimic? Sau dacă îi dai, îi dai prin primărie, să zicem prin ghilimele, și te la unii care n-au niciun viitor. Hai să vedem banii care i-a investit primăria în premier, să zicem, care merg la Olimpiada? Ai unul din ăștia din ultimul 10 ani în care ați dat voi bani și a, a mers unul la Olimpiadă? A mers, ai și campion mondial? Niciunul. Păi și atunci, nu cumva investiția ta e foarte prost făcută? Nu cumva ești conciliat prost? Nu cumva nu ai în spate nicio cunoaștere a fenomenului, nicio rată de progres, nicio înțelegere a ce înseamnă perform performanța. nu înseamnă uh, că stai ca cloșca pe ouă acolo. Este De la o zi la alta ea își schimbă uh, uh, mersul, își schimbă, uh, dacă vreți, tactica, strategie. Este o luptă continuă. Eu, dacă am această mă rog, titulatură de strateg, gândiți-vă că uh, în același timp plec pe niște, hai să zicem, obiective, niște ținte, și automat elimin cei care fac parte din, din balastru. Că nu poți să mergi tot timpul cu săcarii în spate niște oameni care n-au niciun viitor. Când vor înțelege toți că nu mai viitor, selecția, viitorul, formarea campionilor să este uh, dificilă, dă-i ăluia care face antrenor sportiv ce merită și scoate din joc pe aia care sunt de, de pensionat de o viață întreagă. Pensionarul nu e la bătrân. Și vă mai spun, progresul nu se face uh, odată cu creșterea în, uh, în vârstă, cu buletinul. Unii sunt tineri și pot să facă lucruri extraordinare. Asta nu mai rămâne să-i să ziceți tu ăla care conduci. Cine merită statutul ăsta de, de performer? Antrenor sportiv dornic de a face ceva. Și ăia care de o viață întreagă stau la o cafea, la un spit și stau cu părerea, aud cu ei Și rămâi la foarte puțin, dar foarte valoros. Asta este și, dacă vreți, strategia mea cu care am reușit pe unde am fost. Credeți-mă, am fost acum la următoarea lui Iolanda Bară și stăteam de vorbă cu toți foștii președinții clubului Steaua, Roșu, Oțel, Cornel Oțelea, Gatiu, uh, 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 poate viitorul uh, vicepreședinte la Comitetul Olimpic Boroi, adică o lume care toți spuneau, domne, uh, sigur, nimic nu este, uh, e ca apa care curge, nu e nimic staționar. Noi nu vrem să ne mai adaptăm. Asta cred că este. Iar uh, lupta cu a, uh, antrenor, antrenorii sunt cei care vor schimba sportul în România. Antrenorii, nu se investește. În a, nu se investește în antrenori. Și modelul modelul este, unul ia un sac de bani și nu face nimic, altul face lucruri extraordinare și îi dai ca la, 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 la șchiopi. Deci, e, e, dacă vreți, așa de simplă e politica? Așa de simplă e politica, numai că noi o facem complicată. Dom'le, îmi trebuie oameni care vin cu mine, care trag de mine, care fac dintr-un oraș ca Onestiu sau dintr-un târguleț, dintr-un sătuleț, cum face asta la lupte la, la Berzuța. Adică, dintr-un loc sfințește-l, că omul sfințește locul. În primul rând, trebuie să cauți locul dacă vrei da. într-un fel sau chiar dacă nu îl cauți acolo unde ești și ce faci? Nu e un raport la nimic nu este în România o evidență și un raport. Băi, eu am spus, în România la ora actuală sunt 40 de antrenori, la toate ramurile sportive 40 de de viitor. 40. Nu 40 de cât sunt ei salariați. Și sportivi 120. Păi pe ăștia modele, dă-le la ăștia ca să vadă tot ce au, uite mă cât eu Și atunci o să vină și alții, dacă tu vezi că modelul tău e muritor de foame, că nu are nimic, că nu se oferă nimic, păi atunci ne convine laurii la tenis, ăștia care să la în zeci de miliarde și de milioane. Ăla ai modelul. Și dacă vreți, de-aia investești și părinții. Își iau copilul, bagă ei bani. Vă spuneam că că eu era acum la, la un turneu cu fixa la, la în Africa. Păi, toți investesc, În el doradul ăsta Bă poate ne scoate din sărăcie copilul. Ne, și bagă banii toți, nu se uită și la ăștia la alții care muncesc, la cluburile astea, private, care își fac alte. Nu e ne transformat în sporturi pentru săraci, sporturi pentru bogați, într-o lume în care suntem capitaliști toți. Ce înseamnă capitalismul, să zic eu așa, eu îl socotesc cu opacoste. Că doar capitalistul să fie, de când s-a născut, să știu eu, cel care a mers, a condus. Bine, asta știți e care? Singurul care a condus toată viața lui Dacia, nu Mercedes, a fost cine? De ce <laughs> da, 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 da. păi, acum le era rușine că organizează Dacia, da, dacă ați vedeți cât pis suntem. Că, domne, să nu mai spună Dacia, dacă e cu comunismul. Bă, Dacia nu era pe vremea lui, lui Ceaușescu, Dacia e de lumea. Și spune Dacia, da, dar cum ați vrea să-i spunem? Traiania, da. Uh, 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 ni că eram discuția la minister. Cum ne, 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 ne rușine de că îi spune Dacia, da? Noi suntem uh, obsedați de, de rău, și acum că îmi pare rău că trebuie să vorbesc și nu lucrurile... Focalizăm atenția pe ceea ce trebuie. Faptul că ne dorim mult și poate nu realizăm chiar totul, numai faptul că ne dorim și tragem trend, trendul ăsta, că nu-mi doresc, nu doresc să merg la concursul de la Sfântul Gheorghe. Îmi doresc să ajung la, la campionatele de la Roma. Acum am fost la, la, vin dimineața, acum am venit de la, de la campionatul național de marci, de la Reșița. Nu m-a interesat rezultatele astea, m-a interesat timpii. Pot să, asta, cum o cheamă, pușcașul, i-am spus, bă, fato, a venit vremea ta. Are, are câteva secunde de, de, de îmbunătățit. Merge acum la campionatele balcanice și o pui ca rezultat să-i baremul pentru Jocurile Olimpice. Din, ca să ajungi la Jocurile Olimpice, toată istoria vieții tale va fi marcată de asta. Și am înțeles cât putem să o ajutăm. Cât putem să o ajutăm. Dar, credeți-mă, am pierdut acum două medalii din cauza încălțărilor pătături, picioare rupte la marci, n-am cu ce să-i încalț. Nu că n-aș avea un ban sau poate nici ban n-am, dar nu am de unde să iau. Trebuie să te duci pe Germania, să dai telefoane, să găsești. Trăim o, o perioadă a sărăcii sacre și a rezultatelor. Astea sunt rezultate sfinte, domn. Și asta sunt. Ca să ajungi acolo. Păi este incredibil, domn. Rezultate istorice. Păi uitați-vă uitați, -vă, uitați -vă cum arată americanea sunt, parcă zici că se mănâncă la altă... Noi mâncăm la... Când, aseară când am venit, ce-am mâncat? Griș, că și eu cu ei, griș cu dulceață. Mâncarea sfânt, sfântă, griș cu dulceață. Și nu știu ce... Plus medicamentația și refacere Adică aș dori ca acest oraș care a reprezentat enorm pentru Moldova, pentru țara asta românească, un exemplu de, 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 de oameni care au făcut ceva, pe când de la Nadea încoace, nu în coaceri, e președinta de onoare a clubului și se interesează tot timpul. Acum i-a dat telefon Ingrid și i-a transmis ce am făcut. Deci ne bucurăm, ne bucurăm de aceste rezultate excepționale, excepționale, vă rog mă, eu care am la activ 129 de campioni mondiali europeni și olimpici în spate, i-am și spus, ăsta cel mai mare rezultat care am obținut, de un, că am venit pe un pământ arid, unde n-a fost uh, atletist. Și am adus-o în față, în față i-am spus și lui Boroi acum, te bata anul ăsta, tăticu, cu toate steaua, cu 150 cât ai tu de atleți, cu banii care ei, cu generalul Zisu, că te bă, ca să, mă, știți că aici, în Moldova, sunt doi nebuni care vor să facă treabă. Mâine, păi mine, n -o să mai fi. Uite, mă, sâmbătă la Bacău, e o întâlnire cu foștii președinți al lui Sport Club, împlinește, uh, uh, cum îl cheamă, Uh, marele, omul care n-a arătat niciodată uh, 11 metri, uh, vorbesc de Andrieș, o întâlnire cu 260 de oameni din fotbalul românesc, numai Corel din, nu cred că nu vine, și cei, din, prin cei trei președinți, Costinescu, eu și Chivorchean, suntem uh, într-un fel ce a fost sport clubul. Ce a fost sport clubul. Deci a fost, a, fost, a fost o sabie a lui Ștefan cel Mare, a fost o biserică, așa cum e și asta din, uh, din uh, Oreș, o biserică tot de celebrare a fost un cap de boul care a reprezentat letea și toată istoria hârtiei și a uh, trecutului moldovenesc și, dacă vreți, câteva uh, personalități care au marcat istoria asta, s-au sacrificat, au făcut o varză și pe aia. Eu nu vreau aici, gășelile mele nu vreau să mai întâmple. Vreau ca oneșul să să trăiască prin, prin prezent cu gândul că au niște datorii față de aia care au fost și cu dorința să lase celor care urmează uh, o istorie. O istorie care trebuie să fie vie. Nu știu dacă mă înțelegeți. O istorie în care să vadă că pulsează sânge tânăr, în care respectul, și aici vă, vă, vă laud din toate, respectul... A, Memoria lui, uh, la, la, la lupte alu, Cum îmi spune Acum câteva zile m-am întâlnit cu Marele campion olimpic uh, Pușcașu și îmi spune Ce era eu domn Eram într-un sat de aici Și m-am venit la școală profesională La, la, la Onești și acest antrenor uh, Care a reprezentat uh, Tătic, mamă pentru mine tot m Unde m-a dus Campion al lumii, campion olimpic Deci oameni mari Uh, își recunosc drumul din toți, din America ca să-l cistească pe acest om uh, extraordinar de, a, de, -a de la fel se întâmplă, la judo. deci asta îmi demonstrează trăinicia unei tradiții da. să țineți minte că uneori îmi dau lacrimile uh, uită uită de toți aceia care i-au format și, și asta e grav eu am o vorbă de la mama, Mama zice așa uh, un copil pentru o jucărică, uite și de-a lui mămică. Înțelegeți? Da, da, da. Și toate lucrurile te făcute la timpul lor, că iar vine Paște ceva mai spus data trecută, totul la timpul la timpul, okay. totul la timp, la timpul lui și o roșie la Paște. Am articolul care v-am spus și apare, se numește așa, e vorba de pasiune. Dacă nu iubești ce faci, nu, nu are trăinicii. Păcat că ea se duc, au iubit și nu lasă în loc nimic. Uitați-vă bine la, la cei, da, da. cei, în jur. Și îți plânge inima. A venit de la Reșița și a văzut o și în povestea șeful poliției de acolo, fost și la pensie, spunea, domnule, noi am făcut tunurile pentru o NATO, domnule. Pentru tot NATO. Acum, Exact pe modelul ăsta, au, doi șmecheri din America au luat uh, fabrica și aveau uh, sediu într-un bloc din, din Statele Unite. Da. Într-o căsă... Adică am fost prada tuturor. Și prada am picat și cu, cu sport. Sper să ne revenim noi înainte altora. Îți multe de spus. Îți multe uh, de spus și uh, uh, vreau să vă spun uh, zica la mamei mele, cel mai mare lux a vieții este să faci meseria care îți place. Dar ce te faci când îți bat joc de meseria ta, nu te răsplătesc, nu te susțin. Ești, cum să zic eu, îți dorești, tragi de tine, dar la un moment dat pui capăt. Băi, are limită și pasiunea asta. Păi eu rup ca să mor de foame? Eu rup ca să, să, devină un, un, știu, un neisprăvit? E asta fac ei din țara asta. Deci, avem un, o primăvară primăvara. E primăvara atletismului românesc, Oneștiu. Că avem noi la Onești primăvara, de. Deci primăvara atletismului românesc se numește Onești. Asta este prima idee de care trebuie să-ți plecați. Poate fi primăvara și cum îmi spunea a gimnasticii. Toți trebuie să înțeleagă fenomenul. Este primăvara halterilor românești și așa mai departe. Că primăvara, v-am mai spus, o să face cu o și a trebuit să înțeleagă toată lumea că ies cu unul și ai mulat o medalie, aia e nimic ca toată. în măsura în care pot să-l duc până în vârf, păi eu ce ce v-am spus și să am mai discutat treaba asta. Dom'le, datoria mea să-l iau copilaș, cu, cum mai ajuns eu, cu la nas și nu știi ce cu el, și să-l ducă în avionul de olimpiadă. Ăsta e scopul acestor cluburi. Ăsta e scopul acestor cluburi susținute. Că dacă nu ajung acolo, înseamnă că am pierdut și vremea și timpul și, am, și valorile. Dar eu o să vă mai provoc uh, să așteptăm mă, să curgă competițiile astea și Doamne ferește, eu nu spun Doamne ajută, Doamne ferește de mai bine. <laughs> da, da. Uh, mă bucur uh, și vă spun încă o dată, parcă că cei care ne ascultă și ne văd uh, să simtă și ei, să se simtă părtași, cei care sunt lângă noi și ne, ne cum ne, împărtășim. să se bucure să să, exact. Dacă aș ști că de aseară până dimineața n-am putut să dorm, am învârtit când de unul singur mulțumesc, Doamne, mă, bă, când a început concursul de... de stăteam în genunchi. Ajută-ne, ajută-ne. Și, Ingrid și-a pus, și-a prins candela la, la, la acasă. Deci, încă Astea sunt trăiri pe care puțină lume le înțelegi. Puțină lume le simte. Gândiți-vă, dacă fata aia spune am dat tot ce am putut și Ingrid a spus... Acum, dar poți mai mult. Sigur că da. voi vă în ce zonă trăim. Eu cred că uh, dumneavoastră ne faceți în același timp uh, un ecou uh, la tot ce facem și ce nu facem. Să nu credeți cumva că toate sunt uh, pline de stele. Sunt. Uh, noi suntem, dacă vreți, măturători, măturători de praf de stele. Se, se, se aplică și la dumneavoastră, și la nivelul conducerii și a stafului, aceeași pretenție pe care o aveți către sport. Se poate și mai bine așa și e. în ceea ce Pii, este. și, parte. dacă vreți, dictonul, alțiul, citiul forțului, adică mai mult, mai sus, mai repede, adică toate sunt la mai, mai, mai grade de comparație cu ce a fost înainte, cu ce în jurul nostru și așa mai departe. Spuneți-le tuturor că oneștenii au cucerit America. Noi vrem ca americanii să vină în coace, ne-am dus noi la ei. Fi. mă bucur sincer de prezența dumneavoastră și o să aveți ocazia săptămâna să e un campionat de copii aici și dacă vreți, ne cărpi. Campionata României. Că Bacău nu are un să facă campionatul național de copii la aruncări. Noi l-am avut aici, campionatul ăsta, care și l-a luat cine? Președintele Federației de-abia aștepta să facem un pas înapoi. Că l-a făcut ăștia de la care a fost la primărie. Nu mai facem. Bun, nu l-ați mai făcut. Și a luat Aradu imediat. Și Aradul, în dorința lor de a fi afirmare, a avut acum Cupa Europei. La Cupa Europei de la Arad, aruncată la gag, uh, uh, cât a aruncat, și cu datorită susținere și a ajuns să ia medalia de argint la, 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 la mondiale. Deci, uh, cum să vă spun eu, noi nu, nu, nu trăim undeva uh, departe de oameni, dar numai cu ei trăim, de ei să ne simtă. Voi, și n-aș vrea acum să, să, am campionat, am campionatul aici, asta vedeți, sâmbătă și duminică, vin puzderii din țară, telefoane, hoteluri, mă găsim, nu găsim loc, vedeți unde ne... Asta este viața. Altfel murim. A, vedem numai cortegii când merg la biserică și la mormântare și am mai murit și eu, la, în loc să avem viață. Deci o să ținem legătura și... Ești rău, așa, chiar nu. Vă rugăm, <laughs> da, da. Chiar vă rugăm să ne chemați de fiecare dată când sunt noutăți, pentru că sunt foarte mulți telespectatori nu numai din Onești, ci din întreaga țară și mai ales da, oameni din străinătate. Dacă care... aș ști câte primim pe păi acum, era, vorbeam cu Megele, a fost primul, vă primul campion la Sulița uh, medalia la Mondiale. Primul și ultimul și ultimul. hați un pic. Și spunea, și, știi ce ne întreabă toți? vă, speriați. Mă, de unde aveți bani? Pe Sfânta Cruce, fac icoana, fac cruce acum înainte de Paște. Din sărăcie ne-am ne născut și în, în, sărăcie vrem să ajungem sus. Să spune aici cine dau bani. Nici ministerul nu ne dă și stă cu, stă cu capul în sus și nu înțeleg nimic ce facem noi aici. Probabil că avem această deschidere, inimă bună, cum v-a spus urarea mea, suflet, așa suflet, inimă bună și dorin, ne simt aproape. Păi, da, și nu cu bani să fac lucrurile mari. E foarte, foarte important să dar, dar nici fără ei. Nici fără ei, sigur că. Mai ales în zona asta în care banul face și desface tot. Am să zic că am să o iau, așa mi-am impus eu, iau mașina și o să iau așa, de la, cum îl cheamă, Croc, firma lui... De la Croco, da. Croco, capul de profesor de educație fizică. Da, el și da, ce da, e, poate da, ce e da. performanța. La polonezi ăștia care fac parchet, că e cu atletismul. Băi, fraților, Uite, stați pe lângă noi, uitați-vă ce belele avem. Chiar nu vreți să ne ajutați? Nu cred că se... Să... Și nu avem, domne, să ne iau un sportiv, să dea 2-3 milioane pe lună. Dom'le, mă, înțelegi că suntem într-o sără, 2-3 milioane de dă lui ăla, 2-3 milioane de ăla, al altul, nu, nu face performanță, nu-i mai dai. Pe mine m-a stimulat la atletism și am ajuns cea mai bun din lume, dacă vreți, un om de aici, Blajevski. Blajevski, la secția că n-a murit. Blașevski îmi dădea un milion, un milion 500, uh, pardon, 1 milion, 1500 de, 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 de dolari și țineam 4 5 campioni europeni mondiali. Îi dădeam 200 de dolari. Păi ce afară stă purul cu 200 de dolari și aruncă bani. Dar eu i-am, mai dădeam eu, mai cu tare, i-am ținut aici. Ca a fost Ionescu la ca că a fost Țăruș Bogdan, ca a fost Solomon Mariana, ca a fost Melinte uh, Menite că a fost Menite, uh, a fost Fechede, că a fost... Nici nu vreau să intru la, la, în, în loc să fiu unit cu al Ajudu să Toma la Roman. La Roman. Toma la Roman să duce și cu aia colaborează. O să vedeți, dacă am stadion, dacă am casa mea, o să vedeți cine suntem în, în Europa eu dacă vreți mai ales să te bagi pe în politic băi am meserie că ăștia din politică nu am niciun fel de meserie bă. ideea nu mă bag în politică pentru că eu sunt născut să sunt născut să înving săgetător și aici fac treabă că dacă mâine n-aș avea ce mă mă apuc de măturat ce campion mondial am măturat ați înțeles? Da. poate mâine nu mai sunt aici poate mai au alții în altă parte dar să mai iau la sus, că până dacă mai iau la s-a terminat. Dar fac ce îmi place și cu pasiune. Eu sper că mesajul dumneavoastră va ajunge acolo unde trebuie. Bă, știți a, 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 -a scrie pe, să, scrie, dacă, băi, nebunul la ce spune, e micinos, e bandit, e hoț, e ce vrea ei să spună, dar să, 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 înțeleagă crezul nostru. Și să scrie pe, arete, cum se zice, această aparatură la mână la îndemână. Eu nu pot decât să vă mulțumesc. Cred că v-am ținut și, ca și mult și noi vă mulțumim foarte mult și vă doresc succes și nu numai, vă felicităm în mod expres pentru că într adevăr este un eveniment istoric. Vom ține legătura, așa Istoria o facem noi cu copii și cu oamenii din jur. Un oraș fără istorie e un oraș mort. Un oraș fără trecut e tot mort. Iar un oraș fără viitor îl facem noi. Noi ăștia de azi facem orașele fără viitor. Uitați ce vă în jurul dumneavoastră și o să, o să înțelegeți mai bine. Da. Mulțumim! Inima Mulțumim. bună! Mulțumim foarte